Astăzi vorbim despre lumină și de asta am adus aici toate nebunile astea, tot felul de obiecte diferite. Da? Înainte de a vorbi de lumină, vreau să vă spun un lucru, o chestie foarte interesantă. Am eu un prieten care tot mă întreba când o să fotografiem așa cum vedem cu ochiul. Adică când o să facem poze fix așa cum vezi cu ochiul. Și eu zic, ok, ce înseamnă când vezi cu ochiul? Păi zice, așa, cum mă uit eu, când mă uit așa la scenă, să fotografiem cum vedem cu ochiul. Păi zic, ok, hai să vedem ce știm momentan. Ochiul, cam ce perspectivă are? Cam știi ce perspectivă are ochiul? 40 de milimetri, nu? 50. Cam 50 de milimetri, perspectivă. Ce înseamnă perspectivă? Deschidere. Nu. De colegul meu a zis, deschidere. Perspectivă înseamnă cum sunt amplasate obiectele în spațiu, relativ una de cealaltă. Deschiderea e altceva. Cuprinderea e mult mai mare, că tu cu ochiul vezi cam cât vezi ca și deschidere. 170. 160. Da, foarte mult, ca un obiectiv foarte wide. Deci noi vedem mult mai wide, dar perspectiva e de 50 de milimetri, deci amplasarea obiectelor în spațiu. După aceea, când ne uităm, noi cum ne uităm? Vedem tot odată? Nu. Nu, asta e altă problemă. Vedem selectiv, adică ne uităm la anumite zone. Ne uităm aici, acolo, sus, jos, da? Așa. Bun. Un alt lucru. Cam cu ce distanță focală ne uităm? Când ne uităm? Că te uiți așa, direct la cineva, foarte... Strâns. Strâns, da. Cam cu ce distanță focală? 50. 50 ce perspectivă, nu? La tine mă uită... 200. Mult mai mult. 1000 și ceva de milimetri, teoretic. Deci când te uiți în depărtare și țintești pe vecinul, de pe dealul vecin, să zic așa, vezi fix, da? Deci vezi foarte, foarte aproape, da? Deci nu prea ai cum să vezi tot. Plus că mai este o chestie, că spunea cineva că, ok, ochiul uman are 300 de megapixeli. Față de aparat care, mă rog, câte au, 500 de megapixeli, 1000, 100, nu scuze, 50, acum au ajuns la 100 aproape, da? 300 de megapixeli, dar cum? 300 de megapixeli dacă ai adăuga, dacă te-ai uitat non-stop, peste tot. Adică nu vezi tot odată. Noi vedem foarte selectiv. Asta e o problemă, nu o problemă, dar o particularitate, da? Bun. Apoi, ce diafragmă avem? Nu contează foarte mult. Ideea este că e variabilă. Ce înseamnă asta? Dacă ieșim noaptea din casă și vine unul cu un far mare, ne dor ochii. De ce? Pentru că avem deschisă diafragma. Deci avem și diafragmă. Da? Ce mai avem? Timpul de expunere. Clipitul, nu? Clipitul, da? Clipitul, cât clipești. Nu. Timpul de expunere, adică... E legat de film aici mai mult, da? Deci de la 1 pe 25, de la 25 de frame-uri, noi nu mai vedem sacadat. Înainte, pe vremuri, când aveam filmul acela de la început, avea sub 25 de frame-uri, se vedea un pic așa sacadat. Da? Deci peste 1 pe 25, noi vedem cursiv. Nu contează că e 1 pe 1000, 1 pe, adică că se mișcă ceva. Deja se vede cursiv totul, da? Bun. Dynamic range. Ce înseamnă asta? Cât vedem umbre, cât vedem lumină. Da? Cu ochiul, în principiu, ce facem? Ne uităm la lumină, ne uităm la umbră. Nu prea le vedem pe amândouă în același timp. Adică te uiți, vezi lumina, te uiți, vezi umbra. Și problema e că cu aparatul foto prindem și umbra și lumina. Și atunci e un pic mai complicat, că nu știm pentru care să expunem. Cu ochii te poți uita când la una, când la alta. După aceea, ochiul păcălit, tot felul de iluzii optice, nebunii, aparatul foto nu-i păcălit. Aparatul foto ce vede, aia este, aia registrează, da? Avem și alte simțuri, asta e o altă problemă, în sensul că tu când ieși, de exemplu, la munte, auzi păsările, simți aerul, te uiți și vezi munte. Și, mamă, ce frumos e aici. Când faci o poză, păsările nu mai sunt aer, nu mai este copaci, nu mai freamătă și așa mai departe. Adică se pierd. Noi cumva avem, extragem din toată nebunia asta de informații, doar cu fotografie extragem doar ceea ce se vede, fix ceea ce se vede, da? Mai avem și doi ochi. Ceea ce înseamnă că vedem cumva 3D, deci nu avem două camere și ochii văd și video. Deci de ce nu face aparatul ce face ochi? Păi uite că de asta. Și după aia aveam eu o vorbă, nu știu dacă este și scris aici, ia să vedem dacă avem și slide-ul. Așa, avem și slide. Deja aparatul foto e mai bun decât ochii. Deci când faci o fotografie, cum vezi cu ochii? Păi
focalizează mai aproape. Tu, de exemplu, nu poți, dacă pui mâna așa, nu poți să vezi, nu poți să faci focus pe mână. Cu aparatul poți, faci macro, da? Poți să faci expuneri lungi. Faci o fotografie de, nu știu, 5 minute și vezi niște dâre la mașini, dârele de la farul, da? Cu ochiul nu poți să faci chestia asta. Sau vezi oamenii cum se mișcă și vezi așa o ceață. Cu ochiul nu poți să faci chestia asta. Aparatul poate vedea în întuneric. Deci nu contează cât de beznă e, mă rog, contează, dar în principiu dacă e beznă și lași un aparat și ai puțină lumină și lași un aparat o oră, el adaugă lumina. Deci lumina se adaugă la aparat, la ochi nu se adaugă. Aia este, adică vezi sau nu vezi. Dar cu aparatul se adaugă lumina în timp. Are obiective interschimbabile, la ochi doar Terminator, da? Schimbă obiectivul. Așa, îngheață mișcarea, iar, ceea ce înseamnă că gen... faci o fotografie, dacă o faci la 1 pe 10.000, sau mă rog, nu prea, 1 pe 8.000 să zicem, și spargi un balon. Cu ochiul nu vezi chestia asta, vezi că se sparge balonul și atâta. Sunt camerele alea cu high frame rate în care să vedem exact ce se întâmplă, da? Așa? Poate avea oricâți megapixel teoretic, deci la fel cum ochiul adaugă, uitându-se, adaugă cadrele, la fel și... la fel și aparatul foto, poți să faci mai multe poze, să faci un stitch, că s-au și făcut poze de tera megapixel, deci niște nebunii de-astea, da? Bun. Face focus selectiv. O chestie care iar ochiul o face, dar nu o face. Adică tu dacă te uiți la un deget aici în față, în principiu nu vrea vezi ceață în spate. E destul de greu să vezi ceață în spate. Tu, că noi cu ochiul vedem cam totul clar. Așa. Și schimbă white balance-ul. Și apropo, și ochiul schimbă white balance. Deci am fost la un moment dat, cel mai bun exemplu, am fost la un moment dat în domeniul știrbei, la un eveniment, când se făceau evenimente în perioada asta, așa, și era o cameră MOV. Nu știu dacă ați fost pe acolo, deci era MOV, 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 deci un MOV, erau culori MOV, numai MOV aveau, efectiv, numai MOV. Și foarte interesant că intrai în camera MOV, te uitai așa, peste, nu știu, jumătate de oră, tot MOV era, nu simțeai vreo diferență. Dacă te uitai afară, vedeai verde, deci pe ușa pe care am intrat, unde era lumina de afară, se vedea verde. Și când ieșeai în camera aia, vedeai numai verde, deci era foarte ciudat. Așa, chiar așa n-am experimentat chestia asta, deci era foarte... Și după ce stăteai un pic, îți reveneai cu verde ăla și după aia iar intrai la MOV, care era și mai MOV decât înainte. Da. Bun. Ce e lumina? Ce e lumina? Are două definiții. Are două definiții. O reflexie, a spus, nu mă aud colegii, și de-aia repet eu, că cine zice online nu aude. Apropo, Răzvan. Răzvan, poți să intri un pic și pe canal să vezi ce comentează lumea și eventual să scrii întrebările, că mai întreabă lumea. Nu, nimic. Dacă zice cineva, te uiți pe acolo și nu ții minte că întreb eu din... Deci dacă aveți întrebări ceva din live, puneți întrebările. Asta e o lecție foarte interesantă. Că lumina asta e o chestie foarte, pare foarte grea, dar teoretic e cea mai simplă. De ce e simplă? Pentru că după ce ai învățat lumina, care are niște reguli, astea sunt A, B, C, D, știi ce se întâmplă cu lumina. Adică nu mai te poate păcăli. Dar problema cu fotografia e compoziția, e ceea ce spui, e mesajul, deci aici vine problema. Lumina o înveți, poți învăța ce facem cu ideile care le transmitem. Asta e problema. Ideile și arta e mai greu de, și de explicat. Aici sunt niște reguli clare. O să vedem. Le învățăm, alea sunt, le știm, după aia le aplicăm. Bun. Deci, este... Am spus, ai spus o reflexie. N-ai spus foarte rău. Este... Ai spus două lucruri. Este undă, da? Deci ce e interesant și mi-am dat seama la un moment dat că lumina este ca undele radio. Ceea ce e un pic ciudat cum radio și lumină. Ce e? De exemplu, am, nu știu, merge prin Wi-Fi. Aparatul, dar tot prin același principiu. Dar lumina nu trece prin pereți. Lumina nu trece prin pereți, dacă are frecvență mai mare, adică undele radio și telefonul și așa mai departe, trece și prin pereți. Deci e foarte interesantă lumina asta. De ce trece? Pentru că trece printre atomi. Are... Și dacă are viteză și mai mare, te și omoară, că ajungi la, nu știu, laser sau alt, nu laser, altceva. Gamma. Mă rog, unde, așa, gamma. Dar și în partea cealaltă unde sunt unde... Da. Bun, și avem așa. Deci... Noi vedem partea asta, deci noi vedem doar o parte din tot spectrul ăsta al luminii, da? În partea asta avem infraroșu, căldură și unul de radio,
și în partea asta unde gamma, da? Bun. Acum, întrebarea mea este, ce e de fapt? E o undă pe care creierul interpretează. Deci creierul ce face? Vede unda respectivă și zice, ai lumina X. Aici are o chestie interesantă, că e cumva subiectivă, că de-aia avem unii oameni care văd niște culori într-un fel, alți oameni care nu văd culorile alea, văd altfel. Știi? Adică, cumva este interpretată lumina, de fiecare dintre noi. După aia, lumina nu se vede, iar o chestie foarte interesantă. Ce înseamnă asta? Ai spus o chestie că se vede reflexia, da? Deci am lumina asta, da? Se vede acolo în cameră, se vede, da? Da. Așa. Așa, nu mai vedeți. Adică nu se mai vede, efectiv, fascicul. De ce nu se mai vede? Pentru că, în principiu, voi toți îmi transmiteți mie lumină, reflexie, ce a spus voi, da? Eu te văd pe tine. Eu nu văd pe el. Că e în dreapta mea, da? Dar dacă mă întorc așa, îl văd. Deci eu văd, eu cu ochii detectez lumina pe o anumită direcție, dar am, adică el care îl văd de aici, mă rog, nu-l văd, că e lângă monitor, dar așa, ideea este că el trece prin fața mea. Și numai că trece prin fața mea, trece peste tot. Adică lumina de la un punct se duce în toate părțile. Că de-aia respectiva persoană pot vedea și eu de aici și tu de acolo și toți din celelalte părți, da? Deci, pe direcție, opa, ce că a început să fac urt, așa, se vede sursa, că nu vezi lumina în sine, vezi sursa, așa nu se mai vede nimic. Când o vezi? Când s-ar vedea? Că la un moment dat s-ar vedea. Când s-ar vedea lumina? Când avem, că dacă dai lumina foarte tare, începi să vezi. Ce începi să vezi, de fapt? Praf. Da. Încep să vezi praf, încep, deci dacă ați văzut pozele alea cu, printre nori, cu așa o rază de lumină, aia nu-i lumină, zi, de fapt lumină prin praf. Că de-aia de multe ori treci cu mașina înainte și după aia faci poza ca să iasă interesantă sau, nu știu, dai cu apă, stropei și după aia faci poza ca să iasă interesantă, da? Bun, deci așa nu se vede, așa se vede. Da? Cam ăsta e principiul. Vedeți, facem o dată, da? Deci nu se vede deloc, se vede lumina. Se vede când întâlnește ceva. Deci noi vedem reflexia luminii, de fapt. Bun. Mai departe. Ce e o sursă de lumină? Și după aceea o să întrebăm ce e sursa principală de lumină. Material care emite lumină. Ceva care emite lumină, da? Bun, ce ar fi sursa principală? Gen, asta e sursa de lumină. Uite, de aici vine lumină. Energie. Nu, dar ce, de exemplu aici, care e sursa de lumină, ca să o luăm așa? Energie, da. Lumina de sub camerei. Care? În momentul ăsta, lumina asta, softbox-ul ăsta, softbox-ul ăla, da? Dar de ce asta și nu ăla, de exemplu? Sau nu lumina din... Care au putere mai mare. Exact, deci... Cele care au putere mai mare. Deci în momentul în care ești într-o anumită zonă, trebuie să vezi care e sursa de lumină, care are putere cea mai mare. De ce? Pentru că în principiu tu când faci o poză, lumina cu putere cea mai mare îți cam dă setările aparatului. Dar suntem afară și avem soare, suntem la soare. Păi soarele e sursa principală. În momentul în care te-ai întors cu spatele la soare, subiectul, și te-ai dus spre umbră, nu mai este soarele, este reflexia din... Da, soarele luminează mediul înconjurător și mediul înconjurător ne luminează. Trebuie să vedem care anume este, de fapt, sursa de lumină, da? Deci cea mai puternică, care influențează subiectul cel mai mult și îmi dă caracterul imaginii, și cea care îmi dă setările pe care le folosesc eu la aparat, da? Bun. Aparatul înregistrează intensitatea relativă a luminii. Ce înseamnă chestia asta? Iar o chestie foarte importantă, o să fac și niște cadre aici. Ce înseamnă intensitatea relativă? Ruslan? Da. Acum le dă-și și mie două, un blitz și un declanșator sau două blitzuri. Uh-huh. Ca să fac niște teste. Deci ce înseamnă că intensitatea relativă? Punte de distanță față de sursă. Intensitatea luminii. Nu. Deci eu am aici, am lumina asta pe mine. Dacă eu vin acum cu o lumină mai puternică, ceea ce vreau să fac, ce o să se întâmple cu lumina asta care e pe mine? Diminuez. Nu o să se mai văd, o să fie în ce mai slabă cu cât măresc sursa asta și când o să fie sursa asta foarte, foarte puternică, chiar o să se facă întuneric aici, o să pară întuneric, o să pară că e doar sursa asta. Deci aparatul registrează puterea relativă a luminii. Așa și un blitz, da? Da? De exemplu, acum, ia, dăm drumul la aparatul ăsta.
Îmi fac eu o poză, dar nu cum să fac eu o poză, e complicat. Întreabă cineva, aparatul nu înregistrează iluminarea obiectivului. O notezi, scriu undeva, că asta e ideea. Și la un moment dat, când nu știu cum ar trebui să-mi fac eu, să pun pe timer, așa, ca să-mi fac o poză. Așa. Sau nu, aș putea să fac cuiva o poză. Cine îți stă la o poză? Poți să te pozezi pe tine? Da. Okay. Am zis ție, dar am zis ea ce putea să văd, așa că... Așa, hai să-i facem ei repede o poză. Dăm așa. Da? Deci avem o poză normală, standard, să zicem așa. Zâmbește. Zâmbește sub mască, așa să vadă. Stai să vedem. Așa, asta ar fi o poză, stai să oprim blițul de tot. O poză cu lumină ambientală. Așa. Și facem o poză și cu lumină de la bliț, adică așa. Care poză să fie așa, după care o să ne reconfigurăm setările. Nici nu m-am uitat ce setări, opa, iar este prea mult, mai ne reconfigurăm setările. Opa, deci uite, stai să vedem dacă te mai vezi, da? Așa, uite, facem chiar așa. Bun, perfect, mai reconfigurăm încă o dată și facem acum o poză și cu lumina ambientală ca să vedem cum era de fapt. Da? Hai să vă și arăt ce zic. Ce ziceam eu aici. Că reușesc să fac și aparatul ăsta. A zâmbit, da, sub cameră se citea un zâmbet, sub mască se citea un zâmbet. Așa. Deci, asta e cu lumina ambientală. Deci, în principiu, se vede și ea și, da, vă vedeți amândoi și în spate. În momentul în care eu am pus o lumină mai puțin, aici de la lumină se trage și așa privirea asta, da? Nu te mai vezi deloc și nu se mai vede nici în spate. De ce? Pentru că lumina era mult mai puternică pe ea. Deci aparatul, când îl setezi pentru o anumită lumină, în principiu restul luminii dispare. Deci tu înregistrezi lumina relativă. Nu mai era lumină pe tine? Ba da, dar n-am făcut expunerea pe tine, am făcut expunerea aici. Da? Și făcând chestia asta s-a stins și de asta, de exemplu, afară, dacă aducem destul de lumină, putem să facem noapte. Cam oricând. Și un gliz de ăsta. Dacă îl pui foarte aproape, cam poți să întuneci binișor afară. Nu mai zic în momentul în care avem mai puțină lumină, da? Bun. Deci aparatul înregistrează lumina relativă. Și o să vedem aici că, în principiu, când începem să facem o fotografie, ne cam uităm să vedem ce lumină nu putem modifica și controla. Adică, gen, suntem într-o cameră. Lumina de afară, n-ai cum să o controlezi. Becurile, le poți stinge, le poți aprinde. Poți să mai aduc o lumină? Da. Ok, fac expunerea pentru lumina de afară, îmi fac setările și după aceea aduc lumini pe interior pe ce vreau. De ce? Pentru că vreau geamurile alea să fie așa și eu nu am cum să dau lumina mai tare de la geam. Decât dacă tragi, da, dacă tragi de jaluzele, dacă ai jaluzele. Da? Deci n-am să scrie acolo întrebările, da? Așa. Umbrele ne interesează foarte mult în fotografie. Dacă ele ne dau conturile, ele ne dau formele și așa mai departe. Mai ales la fotografie, de exemplu, de... mâncare, tu ziceai de mâncare, tu ziceai, nu? Așa? Acolo e bine să ai lumină din spate. De ce? Pentru că multe elemente, cum ar fi, nu știu, pătrunjel, nebunii de-astea, roșii, dacă le luminezi din spate, strălucesc mult mai bine. Iau o strălucire frumoasă, știi? Toate, cât trece lumina prin ele și arată foarte, foarte bine, știi? Se văd și nervuri, se văd nebunii de genul ăsta. Mai departe. Asta în cele trei zone, ce vă ziceam, da? Bun. Contrastul. Ce e contrastul? Diferența dintre zona întunecată și zona luminată, da? Cât de repede se face trecerea? Deci odată, avem odată zona cea mai întunecată și cea mai luminată, da. Care dacă sunt apropiate, nici nu prea contează cât de repede se face trecerea, trebuie să fie o dată depărtate. Și după aceea, cât de repede se face trecerea? Deci ar fi cele două elemente. De exemplu, aici avem zonă întunecată, zonă luminată. Aici nu avem negru foarte mult și contrastul e mai slab. Da? Bun. Contrastul e dat odată, deci de cele, zona cea mai întunecată, zona cea mai luminată, contrastul mare versus contrast mic. Contrastul mare de obicei e mai bărbătesc, e mai puternic, e mai, poza e mai dură și e mai de impact. Și în general, mult mai repede vezi, remarci fotografiile cu contrast mare
sau cele cu contrast mic, adică nu cele cu contrast mediu, să zic așa. Deci dacă vrei să iasă o fotografie în evidență, ori îi pui contrast mai mic, ori îi dai contrast mai mare. Că majoritatea sunt făcute standard, nu le editează nimeni și sunt așa, sunt medii, știi? Dacă e o fotografie de asta mai mută, așa, mai nu știu, o remarci mai curând, știi? Sau una mai cu contrast mai puternic. Iar asta e dat în fotografie, dacă nu stai tu să editezi, așa, e dat o dată de sursă. Dacă sursa e mai mică, atunci vei avea contrast mai mare. Și de puterea ei, cu cât o dai mai tare, cu atât contrastul va fi mai mare și va fi mai mare pentru că există lumina ambientală. Deci dacă tu ai fi, de exemplu, pe o plajă, nu contează că e o sursă și e beznă, e noapte totală. Și pui o sursă mai mică sau mai mare. În principiu, ea arată la fel. Nu contează că e mai tare sau mai încet. Dar dacă ești într-o, cum suntem noi aici, dacă am o lumină mică, o să fie lumina ambientală care luminează umbrele, nu să fie umbra neagră, știi? Și atunci trebuie să dau mult mai puternic lumina ca să fie contrastul puternic, da? Din aparat, dacă ai tu efecte, că poți să dai tot felul de efecte, și din prelucrare contrastul ăsta se tot... Următorul pas, forma luminii. Ce ne dă forma luminii? Vorbeam în pauză, da? Că avem aici asta. Forma luminii ne dă forma reflexiilor directe. Deci când ai reflexie directă, adică ceva care reflectă efectiv, reflectă sursa de lumină. Și la produs, mai ales, cum este sticla asta, tot în pauză zicea, dacă tu pui, fotografiezi o sticlă și dai cu blițul în spate, se va lumina toată camera și toată camera se va vedea în sticlă. Deci vei vedea în sticlă efectiv toată camera. Și atunci se folosesc de obicei softbox-uri foarte aproape și de obicei stripbox-uri, adică niște softbox-uri mai lungi, ca să ai anumite forme frumoase. Ai luminat aici, se vede, ai filmat, da? E frumos, se văd cele două. Și acum a stupuna? S-a stupat? Se vede? Mai aproape, mai mult? Cum? Stau un pic, așa. Ai prins? Așa e bine. Da? Da, deci dacă vrei... Asta se vede, de exemplu, așa? Da. Da? Deci, încă un, vă mai dau un tip de ăsta foarte, un tip eccentric. Unul foarte profund, așa. Deci, dacă vrei să luminezi un obiect, tu, de fapt, luminezi mediul înconjurător. Și obiectul reflectă mediul înconjurător. Deci, faptul că, și aici cel mai bine îți dai seama la chestia asta, da? Deci, sticla asta reflectă mediul înconjurător. Se văd sursele... Pentru că așa sunt sursele. Vrei să fie alt mediu înconjurat, adică să vadă altfel sursele, pui alte surse. Același lucru se întâmplă și cu, nu știu, cu un portret, cum ar fi capul meu. Eu reflect mediul înconjurător. Am aici o zonă arsă pentru că e lumina care mă lovește, da? Dacă mă dau cu apă, o să fie și mai, se vede și mai bine chestia asta. Deci subiectul, că mai ales când ai obiecte din astea rotunde, foarte complicat să înțelegi ce reflectă și cum reflectă, că e ca la unghiul de refracție, știi? Și dacă înțelegi că reflectă mediul înconjurător, e un pic mai simplu, știi, că tu trebuie să luminezi tot. Și de-aia, dacă ai o sticlă, trebuie totul să fie negru, în afară de cele două lumini. Că dacă ai vreo lumină, imediat se reflectă pe subiect. Apropo, de multe ori, pe vremuri când se făceau fotografii și era mai dificil, nu știa exact de unde și cum venea reflexia, se duceau cu laserul de la aparatul foto, se duceau cu laserul spre produs și să vadă ce reflectă de apare o reflexie în colțul ăla. Și se ducea cu laserul și vedea unde se duce laserul, în ce direcție. Știi că la fel cum tu vezi reflexia, la fel și laserul de pe direcția camerei se duce fix în direcția respectivă. Știi? Și te prindai de unde ți apare respectiva lumină. Deci dacă vrei să ai o anumită formă pe sticlă, pe obiecte de reflect, trebuie să schimbi forma softbox-ului, forma luminii. Da? Dacă ai un stripbox, se va vedea un strip, o marge. Dacă ai un cerc, se va vedea un cerc. Deci fix. Și același lucru se vede în ochi, la portret. Și cred că am mai încolo un exemplu chestia asta. Că atunci când faci un portret, în ochii subiectului se văd softbox-urile pe care le ai. Despre asta discutam. Da? Deci se văd acum vreo 2-3 ani, când eram la lecția asta și făceam test și vroiam să arăt oamenilor, uite că se văd softbox-urile, făceam poză și nu se ieșeau, nu se vedeau, se vedeau rotunde. Și nu știam de ce. De ce? Ce greșeam? Că problema e că subiectul e la un metru, softbox-ul e la vreo 3 metri. Deci tu ca să se vadă softbox-ul trebuie să faci focus pe softbox, în interior. Adică dacă faci cu o diafragmă 2.8, o să se vadă cerc aici. E foarte complicat și nu înțelegeam de ce nu-mi iese exact pătratul, știi?
Că tu trebuie să faci focus pe softbox în interior. Deci ori se vadă ochiul neclar și se vadă interiorul ochiului clar, ori să faci cu o diafragmă foarte închisă, un F22, și atunci se vadă totul clar. Da? Bun. Câte lumini sunt aici? Era un exemplu. 3. 6. 7. Uite, a, tu știi. Da. În principiu, da, în principiu îți poți da seama o dată din ochii omului, că stai aici două, dacă te uiți aici chiar trei, deci sunt cel puțin trei pe față, mai este una pe spate pe aici albastră. Dacă te uiți la floarea asta, mai vezi că are o umbră foarte definită, deci are o lumină direct pe ea undeva. Și bate și părul. Asta e de la o filmare, apropo, e de la o filmare și erau vreo 7 lumini, da? 1, 2, 3, 4. Așa. Îl iubim pe domnul de la tatuaje, dar este ill temper, este așa foarte... Stai, mă, băi, stai, mă, că suntem pe live, cum să-l înjuri. Așa. Bun. Profunzimea luminii, ce e asta? Nu pot să zic, da. Dar cum este profunzime de la... Că faci focus pe ceva și ai o profunzime, la fel ai o anumită zonă, de exemplu, la lumină. Ideea este că ea se pierde pe măsură ce... Da? Ok. Și cum ziceam aici, spuneam pe graficul ăsta, că în momentul în care lumina este mai departe, încep să ai cam aceeași lumină de aici până aici. Deci ai o anumită zonă de profunzime în care lumina e constantă. Da? Aici aproape, zona e foarte mică. Cu cât te îndepărtezi, devine și mai mare zona asta. Adică omul se poate plimba de aici până aici, sunt doar două diafragme. Dacă am trece de aici până aici, va fi iar două. Dacă am fi și mai departe, cu atât mai mult omul se poate plimba și va fi luminat la fel. Și cel mai bun exemplu îl avem la care lumină? Lumina soarelui. Da. Care soarele? Este o chestie foarte specială așa, soarele ăsta. Că soarele, el fiind... foarte departe, razele ajung foarte paralele, că despre asta e vorba de fapt. Ce se întâmplă? Cu cât se îndepărtează lumina, cu atât razele se depărtează, așa. Și la un moment dat ajung foarte, foarte paralele. Fiind foarte paralele, nu prea se mai depărtează, decât dacă dublezi din nou distanța, ori distanța de la soare până la noi, să o mai dublăm încă o dată, deci e cam la fel luminat, da? Și atunci soarele are o capacitate foarte interesantă. Nu știu dacă când erați mici sau, nu știu, noi care eu sunt mai așa, te jucai cu oglindă, cu soarele, da? Și avantajul cu oglinda este că nu se pierdea lumina. Deci tu nu prea poți să faci ce faci cu lumina soarelui, nu prea poți să faci cu altă lumină. Deci dacă îți vine o lumină la tine, nu prea poți cu oglinda să schimbi unghiul, să luminezi blocul vecin. Cu soarele poți. De ce? Pentru că razele sunt foarte paralele și nu se pierde din intensitate. Ca un laser. Pe vremuri au atacat vapoarele, nu știu cui, cu niște oglinzi de genul ăsta, da? Deci cu lumina asta solară poți face chestia asta, da? Pentru că sunt și paralele, poți sunt să paralele. Concentrezi. Poți să și concentrezi, dar aici concentrezi la o anumită distanță, e mai complicat un pic. Că tu, în momentul în care concentrezi, concentrezi la o distanță. Adică dacă ai, nu știu, o oglindă așa, doar să poți să modifici. Da, doar să poți să modifici valoarea. Da. Și nici nu se vede. Deci tu teoretic cu soarele ai putea să dai foc. Asta nu vă dau idee. Că nici nu se vede, știi? E foarte interesantă treaba. Da. Cum ne ajută acest lucru la fotografia? Deci în momentul în care mutăm lumina la distanță, nu mai contează exact unde stau subiecții. Nu mai contează distanța foarte mult. Adică ideea este că tu dacă ai ringul de dans, cum ziceam aici, așa, dacă tu ai pus lumina mult mai la distanță, vor fi luminați egal subiecții. Dacă tu ai foarte aproape lumina, cei de aproape vor fi foarte luminați și pe aici nu vei mai avea lumină. Sau depinde cum se testează camera. Deci lumina solară are profunzime foarte mare. Bun. Și asta în principiu, profunzime mică înseamnă că apropiem lumina de subiect și în spate dispare imediat background-ul. Da? Deci nu se mai vede, se va vedea negru. Iar profunzime mare înseamnă că am lumina la distanță și luminez și subiectul și background-ul. Bun. Direcția luminii. Uite, avem aici o cunoștință. Cine recunoaște. Așa. Dacă ne vede cumva. Păi poate ne vede, mai poate live, de unde știi tu? Este prietenul nostru, Nașu, așa. Ce ne dă direcția asta luminii? Da, ce ne dă? Adică ce,
tu pui lumina într-un fel pe un om, ce îți dă? Efectul, umbrele. Umbrele, uite. Deci direcția umbrelor. În momentul în care pui lumina, ai umbre în direcția opusă. Că de acolo îți dai seama de unde vine lumina, pentru că ai umbre în direcția opusă. Așa. Și ideea este că, deci direcția luminii influențează umbrele, unde cad umbrele. Și cele mai interesante fotografii sunt alea făcute din direcția umbrelor. Adică te duci cam unde cad umbrele și de acolo fotografiezi, nu din direcția luminii. Că dacă eu am lumină de aici și fotografiez tot de aici, nu o să am umbre deloc. N-am profunzime, n-am nimic. Da? Deci trebuie să ai minim 90 de grade între lumină și umbră. Și acum o să vedem că funcție de lumină, de exemplu, la partea a doua acum care o să înceapă cu posing-ul, că tu lumina cam vrei să o pui pe direcția nasului subiectului, mai ales dacă e foarte mică. Deci dacă ai o sursă mică, cum este asta, dacă începi să o muți așa, dar ziceam că asta o să vedem imediat după, opa, nu așa, așa, nu, hai să punem asta că e mai mare. Se și vede, da? Pe nasul meu.